seara, prieteni, și bun venit la emisiunea noastră! Nu știu cât de bun e venitul vostru, dar al meu e vai de capul lui, așa că vă urez din toată inima la mai mare! La mai mare ce? PIB-ul pe capul de locuitor! Mi se pare mie sau tu ești cam supărat în această seară? Cam? Hai da de! Sunt mai cătrănită în suflet decât mama dracului! Știi ce calambur a făcut în acest sens Nicolae Iorga în urmă cu vreo 100 de ani? Nu știu, luminează-mă tu! Poporul nostru, a spus Nicolae Iorga, a crezut că dracul, fiind bărbat, nu poate fi destul de rău. Și atunci a creat-o pe mama dracului. Lasă-mă, Dorele, că n-am chef de glumele tale și nici de vorbele șugubețe ale lui Nicolae Iorga. Sunt într-o mare încurcătură. Vai, dar ce ți s-a întâmplat? Mi-a zis Mafalda la horoscop că anul ăsta m-a mărit. Așa și? Acum ce să fac eu cu bărbatul meu? Doamnă Mafalda? Sigur, ușurem. Ia loc, te rog. Mulțumesc. Cu ce să te ajute, mama Mafalda? Aș vrea să-mi ghiciți. Și de unde ai auzit de mine, puiule? Păi am auzit că dumneavoastră ați ghicit cine a șutit conturile lui Ceașcă. Așa e. Și mi-au astupat gura cu un certificat de revoluționar și cu o amărâtă de pensie. Cam cât? A, ceva mai mare ca lui Buș bătrânul, că și el săracul tot pensionar. Și ce vrei tu, puiule, să-ți ghicească ție, mama Mafalda? Viitorul, pentru că trecutul, dacă vreau să-mi-l ghicească, mă duceam la oracolul din Dămăroaia. Îl știu, îl știu. E ăla care a zis că politica e o curvă. Și dacă nici nu a lui nu se pricepe. Doamnă Mafalda. Așa. Eu aș vrea să știu. Păi stai, puiule, stai, puiule, ai răbdare, puiule, să întind cărțile, nu te grăbi așa. Vrei să-ți dau căsea de magie albă sau cola de magie neagră, că eu o pot. Mixtă, alba, neagră. Apropo, puiule, și tu mă plătești în cec în alb sau cu bani negri? În obiecte. O să-ți dau un screen în care să-ți ții banii și un apartament în care să-ți ții screen-ul. Văd afluste. La fântână. Ah, în cazul acesta, merci beaucoup, thank you so much, sir. Adu-și pa de cărți, ca adu-și pa de frați, bine știți, bine ghiciți, bine să-mi dați, bine să-mi adeveriți, ca zugravul care va zugrăvi, ca tiparul care va tipări să-mi dați de știre, dacă este cu iubire sau este cu vrăjbire. Puiule, eu ghicesc cel mai corect, cam și site pe internet. Ha, ha, ești mișa. Doamnă Mafalda. Da. Eu la anul. Așa? În caz de anticipate, sau... peste 3 ani, în caz de normale, aș vrea să candidez la... Știu! Unde își face băgăjelul, domnul Nelu? Dumneata ai spus-o. Păiule, ia stai tu un pic. Știai? Știai că în zodiacul chinezesc ești cal? Normal. Doar mă cheamă Troian. Șarpe negru cu bot gros, nu-l lua pe Troian în jos. Vulture cu cap de urs, trage-l pe Troian în sus. Peste 3 ani, peste 3 puncte, ne facem luntre și puncte cu Troian al nostru în frunte, să avem victorii multe! Și contra candidații, cât mai marginalizați. Le dăm cu argintul, le dăm cu mercurul să li se negrească de jur împrejurul. Ia uite, puiule, știai că ai un prieten care să roagă pentru sănătatea lumea tale? A, unul Petrică. Și dacă se îndeplinește ce se roagă el, aleluia, ești mort. Ce ziceai că sunt în zodiacul chinezesc? Cal. Cal. E, nu mor caii când vor unii. Ah, puiule, da, mai ai un om de bine care se roagă pentru tine. Uite, unul Adi. Am pus ochiul pe el. Și dovadă că sunt un domn, nu vreau să se îndeplinească ce i-au dorit păgubiți de la FNI. Puiule, ai semn de apă în cărți. Ești prieten cu marea? Te văd. Te văd în 2045 pe malul Mării Negre. Crimea, Ialta, ai în mână un bilețel prin care îi cedezi lui Putin 90% din Marea Britanie. Ești lord ca Churchill. Văd mii de engleși pe străzi scandând: Putin și poporul rus, libertate ne-au adus! Și regina ce o să zică? Da, într-adevăr, se poate consulta cu Mihai al nostru, că el e pățit. Auzi, și crezi că o să-i poți pune pe român la muncă? Doamnă Mafalda, da. Românului nu este teamă de muncă, pentru că el știe să se ferească de ea. Dar parcă văd,
Presimt că economia va înflori fantastic. Văd intrând la buget milioane de miliarde. Când? Când se va aplica legea pentru servicii erotice. Așa e, că omul are 7 vieți în slipul de aram. Domnul... Cu mine, poporul va fi foarte mulțumit. Nu va fi. Nu va fi din cauza valului de azilanți care vor veni peste noi. De ce să vină? Să ceară azil economic, pentru că avem condiții de viață ca în America, ante Ben Laden. Salarii în super euro, lei, paralei și pensii ca pentru sultanii din Brunei. Nu! Eu voi promova industria. Vom exporta în toată lumea instalații artizanale de înțepat, conducte. Voi asigura consulting pentru multișmenuri la nivel mondial. Vom breveta pe 7 continente corupția fără corupție. Încasări de miliarde. Păi nu sunt decât 6 continente. Vor fi 7. Pentru că România va deveni continent. Dacia Troiana. Și țările limitrofe? Care țări limitrofe? Totuși trebuie să știi pe cine te poți bizui. Mă voi bizui pe liderii sindicali. Oamenii aia cinstiți care vor să trăiască numai din leafă, de deputat, de ministru, de prim-ministru. Apropo, vor mai fi mișcări de stradă? Vor cere reducerea salariilor și mărirea prețurilor. Bânguri și iahturi personale pentru parlamentari. Claudii Șifăre ca secretare la guvern. Și ce e mai important? Eliberarea legitimațiilor de români numai pentru cei cu doliu la mânecă. Madame Mafalda. Da, Buișor. Nu poți face să dispară tribunul partidelor parlamentare. Eu știu, e în stare să ceară să te duci la azilul de bătrâni. Pe atunci o să-i ceri o să ducă la azilul de tribun. Puiule, știi că în cărți ești crai dublu? Mm. La servici de tobă bum-bum și rest e alt, de ghindă. De ghindă? Aoleu, să nu o mănânce aia de verde sau de roșu. Na. Cum atale țara noastră ca o floare viitor de aur are, dacă... Dacă ce? Dacă n-aș fi eu cea mai mare mincinoasă. Sunt minuni pe care nici Dumnezeu nu le poate face. Madame Mafalda. Da? Dumneata ai auzit de experimentul Philadelphia? Ha, sigur că da, au făcut unii să dispară o navă și a reapărut după 20 de ani. Eu am făcut să dispară o flotă întreagă și n-a mai apărut niciodată. Așa e, ai dreptate că am uitat. Madame Mafalda, ce ziceai dumneata că ești cea mai mare mincinoasă? Mincinoasă, da. Dacă ajung acolo sus, te iau purtătoare de cuvânt. Bravo, ești mare. Madame Mafalda. Cum știi că se apropie weekendul? Păi dacă e a cincea zi consecutiv în care n-ai chef de muncă, înseamnă că azi e vineri. Ți-am mai spus că nu-mi arde de glumele tale. Vai, dar tot supărată, Cleopatra? Bineînțeles. Dar de ce? Bărbatul meu. Iar bărbată tu. Iar. Ei, ce-i cu el? Așa de mult mă înșală că nu mai știu dacă toți copiii sunt ai lui. De ce mă înșeli, Elviro? Cum poți să-ți închipui așa ceva, dragule? Niciun dragule, stricat-o! Am ajuns de râsul lumii acum la bătrânețe. Gelozia ta o să mă oboare. Nu plânge, Elviro, de ce plângi? Mă înșeli, mă înșeli și gata. Dar spune-mi și mie, mă, spune-mi și mie, cine e nemernicul? Spune-mi-l. Dar nu am pe nimeni, îți jur! Doamne, cine m-a pus pe mine să mă mărit? Mai bine o ascultam pe mama, care nu putea să te sufere, Dumnezeu să o ierte, și mi-a spus ca să nu te iau de bărbat. De ce n-ai ascultat-o, Elviro? Infidelul, am să te împuși ca pe o lighioană, înțelegeam, să te împuși. Cum o să mă împuși, dragă? Așa, fără proces, fără judecată? Ce-i vreo dovadă că te înșel, mă? Arată-mi dovada, a? Când am să-ți arăt, dovada o să fie târziu, pentru că toate ziarele vor scrie cunoscutul mitică și așa mai departe și-a omorât soția infidelă și a încercat, că doar nu-i fi prost să mă împușc, a încercat să se sinucidă. Unde pleci, Elviro? Am probă la Căritoreasă. N-ai să pleci nicăieri. Ba, am să plec, că trebuie să-mi iau taiorul. Ba, n-ai să pleci. Ai să râzi? Dar am să plec, să știu. Bine, 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 pleci.
pleci pentru două ore. Nu râde, nu râde. Dacă la ora 8 nu ești acasă, poți să-ți comanzi flori pentru Belu. Pentru Belu, Doamne, prostia omenească este foarte mare. Dragul meu, am să plec. La revedere. Ah, dar vreau să spun ceva. Spun. Să știi că pe tine gelozia te-a cam tâmpit. Te-ai rămulit, să știi. Controlează-te. Pa! N-am să mă mai încred niciodată în femei. Niciodată. Auzi, domnule, ce scrie ăsta aici, domnule. Auzi-l. Soția ta te înșală în fiecare zi. Deschide-ți ochii. Un binevoitor. Un om de bine, săracu. El mă anunță. Toată lumea știe că sunt încornorat, numai eu nu știu. Eu nu știu. Nu-i nimic. Mă iau după ea, o urmăresc. Și dacă se adeverește, o împușc. O împușc și divorțez. Stimată Duduie, știți, atelierul de croitorie s-a mutat acum două zile în locul unei mercerii, în locul căreia a fost o librărie. Acum, după cum vedeți, aici am deschis un atelier fotografic, Rom Photo Polaroid din PEC SRL la Genu, adică la mine. Da, adică da. Aici acum nu mai este atelier de croitorie. Nu, este atelier foto. Încercăm și noi să ne modernizăm pe cât putem. Vă rog să luați loc, știți, mulțumesc. La noi, cu numai 3.000 de lei, puteți beneficia de 10 fotografii în 10 poziții total diferite. Fotografii de o calitate ireproșabilă. Poate doriți să faceți și dumneavoastră un set? Da. Așa, pentru că îi veți face o mare plăcere soțului. Vai de mine, soțul, pe la 8 să fiu acasă. Da, nu e niciun fel de problemă. La 8, până atunci terminăm de mult, știți? O fotografie este întotdeauna o amintire foarte, foarte plăcută. Da. Foarte bine. O clipă. Așa. Da, poziția asta este bună. Aici a intrat. Aici. Dar n-am văzut nicio firmă afară. Dom'le, aici e ceva dubios. Eu nu mă înșel niciodată. Poziția asta e bună? Da, e bună. E comodă. Ia. Nu mă întoarce. Nu. Nu vreau cu fața la perete. La perete. Cu fața la perete și cu... Ah, mizerabila! Așa. Picioarele. Picioarele puțin mai distanțate. Nebunesc, domnule, nebunesc! Spunem așa, stau bine? Nu bine, perfect. Umerii puțin mai aplecați. Așa, privirea aici. Unde? Aici. Și dacă se poate, un mic zâmbet. Ia uzi, domnule, să și zâmbească. Uzi la el, domnule. Perfect. Am luat 3 poziții, iar acum o facem pe a patra. 4 poziții, o omor. O secundă, părul. Părul, da. Părul, puțin mai la o parte, să se vadă alunița. I-a văzut și alunița. Marmura. Vai, mai repede că trebuie să ajung la bărbatul meu. Degeaba-i dai zor, că tot te omor. Așa, la a 8-a poziție aș avea nevoie de puțin ajutor. Ia uite, domnule, cu cine sunt înșelat eu. Nu, hai că se poate și fără ajutor. Mă bucur. În sfârșit, bine că a dat Dumnezeu. Și acum, cea de-a 9-a poziție... În profil. În profil? Cum vine asta în profil, domnule, că nebunesc. Din profil sunt mai ceva ca Sharon Stone. Abia aștept să mă vadă bărbatul meu. Nu ți-e frică, te văd acușa te văd. Și să știți că dacă o să-i placă, am să-l conving să vină aici el. Niciun fel de problemă, să poftească. Știți, pentru bărbați am câteva poziții speciale. Hopa. Băiatul e pe invers, e din aia. Așa, la 10-a poziție, încă puțin și gata. Gata sunt și eu, copilaș, faceți-vă testamentul. Așa, și dacă n-a ieșit bine, da? Putem să o luăm de la început. Ce? O iau de la început?
nu, dar nu pot, pentru că mă grăbesc. Nu acum, mâine. Aha. Mâine va fi prea târziu. Cât trebuie să plătesc? Hai de mine și plătește. 3.000 de lei. Ia uite, domnule, unde se duc bănișorii mei. Să știi că am să o aduc și pe mama. Pe măsa. În ce familie am intrat eu? Știți ceva? Pentru mai mulți deodată fac și reducere, plus o poziție gratis. Gratis? Ți-arăt eu gratis. V-am prins, mizerabililor! Mitică! Ce cauți aici, domnule? Ce caut? Pe dumneata te caut, mizerabile! Eu sunt soțul încornorat! Treaba dumii tale! Mitică, dar de ce ești drag așa de iritat? Dă-te la o parte, Elviro, dă-te la o parte! 10 poziții în profil cu aluniță pe banii mei! Mitică, calmează-te, drag, aici este... Rom fotopolaroid! Ce rom fotopola? Ce nu mai știu cum, domnule, ce rom fotopola? Nata, știi ce înseamnă 10 poziții pentru mine, Elviro? Mitică? Calmează-te, Mitică, dragă! Aici este un atelier fotografic. 10 fotografii, 10 poziții, 3.000 de lei. Ai înțeles? Care v-a să zic că nu-i ceea ce credeam eu? Cum o să fie, Miticuță? Cum ai putut să crezi tu ceva urât despre Elvira ta, care nu te-a înșelat niciodată? Iartă-mă, Elviro, te rog să mă iert. Nu eu trebuie să te iert, cer iertare domnului. Nu. Domnule, te rog din suflet, domnule, te rog din suflet să mă ierti. Termină, domnule, cu prostiile. Dar mai bine poate doriți 10 fotografii în 10 poziții diferite și una gratis. Domnule, știi ce? N-ai putea să ne-o faci numai pe aia gratis? Îndemnat de profesorul meu de fizică din liceu, mi-am cumpărat cartea Să învățăm germana în 10 pași. Gut, și? Și am mers pe jos 3 km și nimic. Păi dacă n-ai urmat rețeta dumnealui. Care? Pas cu pas. Ein, zwei, ein, zwei. Drei. Lasă-mă, că dacă nu mă înțeleg cu românii, las că vorbesc eu cu neamțul, mă. Lasă-mă, nicio problemă. Învăț eu imediat. E, uite, aici. Ich bin turist. Eu sunt turist. Ich bin turist. Wo ist der Alexanderplatz? Wo ist Alexander der Alexanderplatz? Unde e piața Alexanderplatz? Na. Guten Morgen, Vater. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, sehr gut. Deutsch war ja. Sprechen Sie Deutsch? Ja. Bitte. Băi. Ja. Ich bin Turist. Sehr gut. Sehr gut. Aber ich bin Turist. In Rumänien ich bin Turist, ja. Da. Wo ist der wo ist der Alexanderplatz? Alexanderplatz, ja. Alexanderplatz, das ist in Berlin. Hä? Berlin. Das ist in Berlin, Alexanderplatz, ja. Sehr schön. Nein, mä. Alexanderplatz ist zweite Straße rechts. Nein. Zweite Straße rechts ist Primaria, aici în sat. Nicht Alexanderplatz, das ist in Berlin. Nu e, măi, deci eu te întreb, voi de la Alexanderplatz, unde este piața asta de la Alexandru ăsta? Da. Și tu zici, Alexanderplatz este, adică două străzi la dreapta. În Berlin. Nu e, măi, băi, nu, la, stai, te iau altfel, stai așa. Vie, vi, spät, ist, ja. Ich weiß nicht, nu este ceasul. Nu mă, trebuie să zici, es ist drei. Ai vrut, nein, das ist dimineț. 10:10. Nein, 3:00. Stai mă, măi, deci eu te întreb, vii și pe ist. Și că dacă ai ceas, na, câte ori. Și tu trebuie să zici că e 3 după aia, es ist drei. Na, es ist 10:00. În dimineț.
Bă, tu nu știi nemțește. Oh, nein. Tu nemțește nu bun. Da? Nu bun. Bă, aveai dreptate dacă nu înțelege neamțul. Bă, nu fi nemțește asta? Voi fi învățat engleza, nevinovat. Bună dimineața, tată. Ha, bun dimineț. Bun dimineț, Hans. Ce făcut, cumnatul? Făcut bine, cumnatul. Dormit bun? Dormit bun, ia. Ia, zecut. Ia. Liniști. N-au auzit lătrat în câine, spate casă? Dormit tun. Tu auzit? N-au auzit, dormit tun. Tun, zecut. Zecut. Un aerul respirațion zecut. Ia, păduren. Păduren, casă, spate-n. Ia, uitară-n. Umiditet. Ia, pâriaș? Păduren, pâriaș și spate casă. Pâriaș, da. Șân. Pâriaș, șân, ia. Und foșnetul. Frunzen, ia. Briza. Nu, Hans, nu spus briza bine. Briza nu este aici, casă, curte, nicht. Briza. Briza este mar negr. Mar negr. Briza, mar negr. Mar negr. Ia, vaporen. Titanic. Titanic, ia, vapor. Ia, un pescărușen. Pescăruș? Făl. Ce te bagi, bre? Vorbeam și eu cu cumnatul. I-am zis de pescăruș. Pescăruș? Vasist pescăruș. Pescăruș și vasist caine vrăbi mai mari. Vrăbi, ia. Mai mare. Vrăbi. Vrăbi, kleine păsări mai mici. Păsări? Găina. Găina? Da, de zbor. Găina, zbor, găina. Cod-codac. Găina. Cod-codac. Ce faci, bre, ce tot cod-codăcești aici? Vorbeam și eu cu cumnatul. Cod-codac. Găina. Găina curte, în pasăre. Cuina. Ia. Jocan. Ia. Un cocoșen, ia. Cocoșen. Ia. Dimineț, cocoșen. Ia. Un de pasăre. Gaga. Gușcă. Gușcă. Un de pasăre. Pasărea rațul. Ia, Donald, ia! Donald! Ia! Donald! Un pasăre aia este... Bohule! Ia! A, de cârcani, cărea! Ia! Ce faci, băi, om bătrân și guiți? Păi vorbeam și eu cu voi. Păi nu vezi, bre, că noi vorbim nemțește? Apropo de sfatul eșuat al profesorului tău de fizică. Care sfat? Să înveți germana în 10 pași. Că tu ai fi reușit, ce să zic. Păi nici n-aș fi încercat. De ce, Mirelo? Fiindcă să vorbești una sau mai multe limbi străine este, mă rog, minunat. Dar cel mai bine e să-ți ții gura în orice limbă. Mardare, telefonul! Telefonul, mardare! Vrei? Da. Da, chiar. Ia să văd de aici. Păi, dar de ce să vezi tu? Lasă că văd eu. Alo? Alo? Mardare a închis. Da. Zic, a închis, Mardare. Ce a închis, noi? Telefonul. Când mi-a auzit vocea, a închis. Aha, era popazul. Popazul? De ce treabă ai tu cu popazul? Păi nu cu mine, mamă. Nu are el cu mine, el are cu genică, că vor să se ducă după masă la o bere.
Și dacă îl căuta pe Genică, logic, de ce a sunat aici? Păi a greșit numărul, mamă. Că noi avem, cât avem noi? Noi avem 2-15-15-05 și el are 7-46-21-12. O fi făcut invers. Și dacă era popazul, de ce a închis? Bă, fiindcă știe că eu nu mă duc la bere. Eu, mie nu-mi place berea. Și la cât costă acum o bere, eu rămâne în gât. Cine? Popazul? Nu. Popazul era la telefon. La telefon nu era popazul, Mardare. La telefon era o voce de femeie, Mardare. Da. Atunci era popăzoica, știi? Că e răgușită și vorbește așa, pițigăia ca un bărbat, știi? O căuta pe nevasta lui popazul, lui Genic, că vor să duc amândouă în oraș să-ți cumpere pardesiu. Ce drăguță! Să-ți cumpere pardesiu! Și când mi-a auzit vocea popăzoica, de ce am chis? Tu ai pardesiu, mamă. E, ai două. Păi pardesiu e mai frumoase decât o să-și cumpere el. Mardare? Iubitule? Și dacă nu era nevasta lui popazul? Pe altcineva cine putea să fie, mamă? Putea să fie altă femeie? Da? Crezi tu? Să aibă popazul pe cineva? Și așa cum arată, nu dai 2 bani pe el. Mai știu pe unul pe care nu dai 2 bani pe el. Pe Genic? Nu. Pentru Genică, bag mâna și în foc. Nu există. Mardare, de. Lasă mâna și uită-te în ochii mei. Da, dragă. Mardare, cine era? Nimeni. I-am auzit glasul, Mardare. Știi? A cui? Știi tu cui? Era tanti Camelia. Tanti Camelia a murit, Mardare. Da, abia săptămâna trecută. Nu cred că era tanti Camelia. Păi altcineva cine putea să fie, dragă? Altcineva? Mardare! Da, mamă. Mardare! Da. Spune-mi, cine e Didina? N-am înțeles întrebarea, dacă vrei să mai repeți o dată. Cine e Didina? Didina, da. A doua nevasta lui Petru Rani. Nu, asta e a treia, că a fost Despina. Despina. Mardare, jură că nu știi cine a fost. Pe ce să jur? Pe ce-i tu mai scump? Uite, jur pe tine. Nu, pe cineva de care vrei tu să leagă praful. Nu, pentru că nu am voie. Dar de ce? Începe campania electorală și nu prea am voie să zic de asta. Mardare, sună telefonul. Da. Las că văd eu cine e. Da, mamă. Da? Da, s-a închis. Da, mi s-a părut mie ceva cu Didina. E noua noastră vecină. Uitați-mi, dragă, că te cheamă Didina. Eu vin imediat să vă aduc la toți rețeta aia. Da, sunteți curioși, mă așteptați. Imediat. Da. Pa, Didina, pa. Vezi, mamă, tu vezi că eu nu te-am mințit niciodată. Așa e, Mardare. Nu m-ai mințit. Dar de ce nu m-ai mințit? Aflu eu ce motiv ai avut tu ca să nu mă minți. That is the question. A? Cine zice ăla e? Stau cu pipa în mână, sorb din cafea, dar sunt foarte, foarte îngândurat. Am o amantă. Țin foarte mult la ea, dar mi-e frică nu cumva din greșeală să-i rostesc numele în somn. Așa că ieri mi-am cumpărat o pisică și i-am pus numele Amante. Voi avea deci o scuză dacă o să mă scap cumva. Azi dimineață, nevastă mea a adus acasă un câine. Hai, Robert, vină la mama. Robert, acum fumez, sorb din cafea și sunt din ce în ce mai îngrijorat. Alo? Suzi! Te-ai întors acasă, dragă, te caut de azi dimineață și nu te găsesc. Fii atent aici la mine. Du-te până sus la vecina ta de la etajul 3, că ți-am lăsat ceva acolo. Știi ce? Un cățel.
Viu, dragă, viu. L-am găsit pe stradă. Nu, nu, nicio grijă, nu te las eu chel pe cap, dar vreau mai întâi să-l pregătesc pe bărbatul meu, care știi că e gelos. Pe oricine și pe orice, și pe mama și pe tată. Ar fi în stare din gelozie să nu accepte câinele în casă. Îi lasă, că-l iau eu cu binișorul și până la urmă îl păcălesc. Bine, te las. Du-te, ia cățelul, du-te acasă și te sună mai târziu, da? Bine, pa, pa, pa. Mă duc acasă. Al meu e gelos ca o fiară. Acum stă singur și bate din buze. Alo? Nu, 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 nu. Nu, aici nu e casa Marcel Cerbu. Greșeală. Da, greșeală. Și dacă nu e greșeală? Dacă a vrut să fac o aluzie, ca să înțeleg că nevastă mea pune coarne. A început să mi se spună Cerbu și eu nu știu nimic. Trebuie să mă determin să mărturisească totul. A, uite-o că vine. O iau direct. Alexandre, mamă, erai acasă? Da, eu nu umblu noaptea. Eu stau în vizuina mea. Ce vizuină? Aia în care stau cerbii. Femeie, că nevastă nu pot să-ți mai spun, știu tot. Ei, ți-a și spus, Suzy. Mă miram eu să țin aia un secret. Vă să zic că e adevărat. Să știi că sunt în stare de orice. Dacă pun mâna pe animalul ăla, îl amor. Stai, mamă, nu să discutăm. Ce să discutăm? Mai cedezi tu, mai cedezi eu. Ajungem noi la o înțelegere. Îți dai seama că ceea ce spui este odios? Dar de ce ești egoist? De ce nu mă las și pe mine să-mi fac o plăcere? Poate am și eu nevoie de un prieten. Da! Cu ce te-a subjugat ființa aia de te-a determinat să spui asemenea inepții? Cu privirea. Când s-a uitat la mine cu ochii a blânzi, m-am topit toată. E o bestie. Să-ți spui imediat cum îl cheamă. Cum l-am văzut, l-am botezat Billy Boy. Billy Boy. Da. Și știi de ce Billy Boy? Nu, nu știu. Că e negru. Iară! Iară! Bă! Iară! Și are părul crez. Vorbește că eu nu mai am cuvinte. Să știi că dacă ar fost alt, poate că nu m-ar fi tentat. Nu știu dacă ți-am spus, dar înainte de a ne căsători, eu alt am mai avut. Ai mai avut? Vreo 5 sau 6. Mamă! L-ai fi acceptat știu. Dacă Billy Boy ar fi fost alt? Știu ce urmărești. Vrei să mă distrugi cu cinismul tău? Vorbești prostii. Eu vorbesc prostii, aș fi crezut vreodată că stresc asemenea momente. E, ho, ho, ho. Dacă știam că faci o tragedie din asta, nu mă mai încurcam cu el. Înfiorător. Mai foarte drăguț. Cred. Termina. Să-mi spui imediat unde ai întâlnit. Pe stradă. Vai de tine, unde ai ajuns? La gară. Oh. S-a ținut după mine până în centru. Da. I-am spus eu 2-3 ori, marș! Dar până la urmă mi s-a făcut milă de el și i-am zis, dă laba, prietene. Dă laba, doamne, băi, că dă laba! Mi-a dat-o, săracu, și ce era să fac? I-am zis eu, hai acasă, Billy Boy! Hai acasă? Da. Billy Boy! Dar tu nu te-ai gândit că mai ai un boy acasă? Ce? Ce boy? Eu se boy-ul! Tu ești soțul meu. El este altceva, este un agrement. Ai, nu mai spune. Și eu nu puteam să fiu și soț și angrement. Ba da,
Dar el putea să-mi ține de urât când nu erai tu acasă. Vrei să-l aduci la noi în casă? Da. Se cadavrul meu! O fi el negru! Dar și eu sunt bărbat, nu sunt tu nimic în casa asta. Dacă nu vrei tu, nu-l aduc. Ne și vedeai pe toți trei la masă împreună, nu? Nu trebuie să mâncăm toți trei la aceeași masă. Lui dădeam de mâncare într-o străchinuță în bucătărie. Lasă că îi dau lui Suzy, că de-aia m-o fi turnat și scârba aia la tine. Ți-a luat mințile complet. Alexandru, îți jur, dacă l-accepți pe Billy Boy, voi fi foarte rezonabilă. N-am să stau cu alte cucoane toată ziua, bot în bot cu el. Bot în bot. Păi nu! Că dacă la lint, se urcă în pat peste noi. Până aici, destul m-ai umilit. Deci nu-ți dai seama cât mă costă nebunia ta. E, lasă că impozitul plătesc din banii mei de coafăr, Gârcii. Impozită! Nu că să-mi pierd mințele complet. Hai să-l accepti pe Billy Boy să stea în casă cu noi. Da, sigur că da, dă-l mai repede. Instalează-l, dă-i papucii mei. Nu las-o să strice ție papuci. Oh, îți mulțumesc. Că cine știe de unde vine Billy Boy și ne papă pe amândoi. Nu, mușcă-mă, e foarte blând. Dar dacă nu vrei, nu-l aduc. N-o să mai am cățel și gata. Cățel ai spus? Da, dar ai dreptate, nici nu ne trebuie. Și așa am fi avut scandal cu vecinii, așa că... Dar ce-mi pasă mie de vecin? E cățelul meu! Fac cu el ce vreau. Îl iau în spațiu, îl vaccinez, nu se bagă nimeni în casa mea. Dar-i precis cățel? Cățel, mamă, dar ce credeai tu? E cățel! E cățel! E cățel! E cățel! Adă-l mai repede, instalează-l! Dă-i papuci, dă-i pijamaua, dă-i tot! Să stea cu noi în casă, să stea cu noi la masă, să doarmă cu noi în pat! E ca și copilul nostru! Mâncarea ar da, da de Billy Boy! Ce zice? Incredibil! Vești bune de la Ministerul Sănătății, Cleopatra! În sfârșit, orele le-a venit și lor mintea cea de pe urmă! Și care sunt veștile? În săptămâna mare, Țuica va intra pe lista medicamentelor compensate! Mi se mai întâmplă. Alaltă am întârziat 16 minute. A spus cealaltă? Mhm. De câte ori veniți pe săptămâna aici? Uneori și de trei. Eu nu vin decât o singură dată. Bine, înseamnă că nu sunteți un consumator inveterat. Vai, sunt profesionist. Da, îmi pare foarte bine. Vasiliu Mușcel. Popescu Vaslui. Îmi pare bine. Dar de ce? De nici mai o dată pe săptămână. Din cauza deficiențelor care există în comerțul cu sticle goale. Nu mi se primeau recipientele de vodcă. Asta era o discriminare, adică eu care sunt băutor de vodcă să nu beneficiez de avantajele de care profită băutorii de vin? Da, aveți dreptate, o mare inechitate. Dar de ce beți albitură? Care albitură? Pastârnacul. Care pastârnac? Păi nu știți că așa e, se zice, m-am mai cifrat. Dăm un păstârnac sau dăm o albitură mare. Cineva recomandat albitura.
Medicul? Un medic cunoscut? Păi foarte cunoscut. Îl cunosc de mult, am copilărit împreună. Și cât v-a spus să consumați? N-a precizat. A lăsat la alegerea mea. Un singur lucru m-a consiliat. Să nu depășesc 10 sticle pe trimestru. La care eu l-am întrebat: doctore, dar câte trimestre sunt într-o săptămână? Mie mi-a recomandat medicul să bea vin roșu, chiar a insistat. A insistat? Mm. Dar de ce suferiți cu stomacul? Doamne ferește, am diabet. Și vinul roșu acrișor face bine la glicemie, așa au stabilit recent savanții olandezi. Dar nu vă supărați că vă întreb, albitura nu ridică colesterolul? Păi cum, nu știți ce au declarat savanții suedezi? Nu. No, că ei mă dau nici două parale pe colesterol. Poate să fie și 4, și 5, și 7, nu contează. Cu cât e mai mare, cu atât e mai bine. Și lipidele? La fel și lipidele. S-a dat drumul și la lipide. Și transaminazele, la fel. Să vă spun ceva. S-a descoperit că între ficat și alcool nu este nicio legătură. Fiecare își face treaba lui. Știți că aveți dreptate? Uite, o mătușă de-a mea, vegetariană și bigotă pe deasupra, a făcut ciroz. Păi nu v-am spus eu? Alcoolul și ficatul lucrează independent. Dar ce aveți? Văd că ați transpirat. Nu, nimic. Un vertij. Un vertij? Păi gata, știu ce aveți. Ce? Sunteți nedres. Păi eu dacă nu mă dreg într-o dimineață, nu mai sunt bun de nimic. Păi bine ziceau franțuzii, le vif avec le vif. Adică cui pe cui se scoate. Aveți dreptate, aveți dreptate. Dresul este un drept inalienabil al organismului. E o datorie de onoare față de el. Da. Apropo, de când nu mai sunteți în câmpul muncii? De când a intrat soția. Eu am zis-o de la obraz. Dragă, mai trage și tu, că eu am tras destul. Păi da, și eu i-am spus nevestii mie. Iubito, o se lavi. Și ce a zis? Păi ce să zic, nu mai zis nimic. E drept că eu fac piața, răspund la telefon, eu vând sticlele. Să știi că Nea Grigore ăsta cam abuzează. Cam abuzează, asta e bătaia de joc. Cum vine să știi că e cer contic? Păi contica de reclamație. Păi scrie-mi atași și se numai mândru. Păi sigur, asta este... Stai că vin. Să trăiești, Nea Grigore! Să trăiești, Nea Grigore! Iar ați venit! Sănătatea înainte de toate! Știi de ce nu spun ardelenii bancuri sâmbătă? Nu, de ce? Pentru că îi apucă râsul duminica în biserică. Bună seara, doamnelor și domnilor. Urmează un moment vesel. Doi marinari intră într-o alimentară. Și primul marinar zice într-un restaurant. Și primul marinar zice: dați-mi, vă rog, o sticlă de rom. Și al doilea marinar zice: dați-mi, vă rog, o sticlă de lampă. O lampă de sticlă. Și primul marinar zice: o sticlă de lampă. Și primul marinar zice: ce lampă are numărul meu de sticlă? Nu. Ce sticlă are numărul meu de lampă? Nu. Ce lampa mea are număr? Și al doilea marinar zice, al treilea marinar zice, erau trei marinari, intră într-o alimentară, într-un restaurant. Și primul marinar zice, al doilea marinar zice, în sfârșit, am uitat sfârșitul, dar îl știți, e vechi, l-am mai spus și la ăștia, la ăia cu alea, nu contează. Bun, ce vreau să vă spun? Bancul cu marinari. Doi marinari intră într-o alimentară. Și primul marinar, ăsta vi l-am spus, adineaori. Nu, că țin minte, vi l-am spus. Țin minte monologe, 1000, 2-3. 2-3 monologe. Uite, țin minte ieri, nu țin minte alaltă ieri. Stai, când a fost alaltă ieri?
Nu, cam acum am un... lipsis, ha? Am un lipsis? Un lopsis. Am un lopsis. Un lopsis. Am un lipsos. Am un lipsos. Nu. Am un flopsis. Flopsis? Flapsis? Am un flapsis? Lipsos? Lipsos? Nu, două secunde, iertați-mă. Am un... lapsus. Am un lapsus. Mi se mai întâmplă din când în când să am câte un... lapsus. Bun, ce vreau să vă spun? Bancul cu marinarii. Doi marinari intră, asta vi l-am spus. Stați două secunde. Două secunde să văd unde am pus textul și continuăm imediat. Unde, nu că l-am pus la... L-am băgat aici în... l-am lăsat la frizer. A? La frizer? La frizider? A, l-am uitat la dentist. Nici n-am fost. Să recapitulăm. I-am cumpărat ceva nevestii mie azi dimineață, ceva ciclamen. O bazma, a? Nu, o șapcă, a? Nu, un nu. O lopată, ciclamen? Nu. A, nu i-am cumpărat nimic. Nimic, ciclamen. Nu, probabil că nu ciclamen, ciclamen. A? Sau ciclamat. De flumetazo. Nu, stai să recapitulăm. Ce-i place mai mult și mai mult? Să-i aduc banii acasă. Deci acasă nu e textul. Pe urmă am fost să plimb băiatul. Nu v-am spus, am un băiat. Dar l-am dus la grădina zoologică să-l vadă animale sălbatice. Deci acasă nu e textul, la grădină nu e textul. Dar unde am pus băiatul? Nu v-am spus, am un băiat. Mioara. Cum Mioara? Păi ce-i fetiță? Nevastă mi-a spus să ai grijă de băiat. Andrei. Fetița Andrei? Probabil că se scrie ca Mirei. Mă rog, în sfârșit, ce-o fi acolo? Bine că e sănătos. A, nici nu l-am luat. Umbrela am luat-o și am dus-o la grădina zoologică să se joace cu ceilalți copii și o ia nevastă mea de acolo când s-o face timp frumos. Nevastă mea? Păi ce, sunt căsătorit? În sfârșit. Când am fost la o doamnă să văd dacă s-a întors bărbatul din deplasare. Și nu se întorsese, pe urmă s-a întors, dar ce căutam eu într-un dulap? A, textul. Și nu l-am găsit. Dar nici ăla pe mine. Nu, păi vă spun, am memorie, țin minte. Păi cum, țin minte texte, țin minte piese. Uite ceva din Shakespeare. Emov și pur. Nu, emov si pur. Nu. E pur simov. Asta nu e din Shakespeare, e din mine. Nu, am memorie, păi cum, poate să vă spună și profesorul, zi ăsta, pacientul, cum îl cheamă, doctorul ăsta, zi, de seamănă cu actorul ăla, cu ăla care a jucat în filmul ăsta, în filmul ăla, care a luat aici, la grădină, la lângă blocul ăla înalt, ăla unde stă cântăreața asta, zi, m-am fost eu cu ea în deplasare, în concediu, în vacanță, la zi acolo, la mare, la fluviul ăla, la râul ăla, lângă balta aia, unde s-au bătut aia mulți cu aia puțini, cu ăla mare al nostru, ăla cu barbă, cu cioc, mustăciosul, care i-a bătut pe aia mulți, cu 2-0, 3-0, unde a fost și pacea de la tot acolo. Când a venit ăla mic, ăla cu picioarele până în genunchi, ăla înaltul cu picioarele până la pământ, bondocul, când a venit cu căruciorul, cu cărnăciorul, cu barba aia până la... A, n-avea barbă, avea chelie. Chelia aia mare până la... cu ochiul ăla ciclopic, până... avea... Dar ce-am auzit, dragă? Că noua ta colegă Mirabela a fost aplaudat aseară în delir de public. Hai că nu e puțin lucru să ai așa succes la debut în rolul Dezdemonei. Aplauze a primit cu prisosință, dar nu cred să fi fost un așa mare succes. Cum așa? Spectatorii l-aplaudau pe Otelo cum o strânge de gât. Eu sunt Otelo,
din piesa cu același nume de William Shakespeare. Problema însă nu este nici gelozia, nici Shakespeare. Problema e cu traducătorii. Căci există o modă. De câte ori se joacă o piesă a bătrânului Will, se vine cu o nouă traducere. Shakespeare este același, Otelo este același, Desdemona este aceeași, Iago este același, Batista e tot aia, traducătorul însă este mereu altul. De ce? Dânsul ne explică. Fiecare cuvânt într-o traducere poate avea mai multe variante. Există sinonime, există omonime, fiecare noțiune trebuie să-și găsească într-o traducere cuvântul potrivit. Am văzut de curând la teatru o traducere excelentă. Noi însă vă invităm să vedeți și spectacolul nostru. Noi încercăm să vă prezentăm astăzi, pentru prima și ultima dată, o versiune care să cuprindă toate posibilitățile de traducere. Rămâne ca dumneavoastră să o alegeți pe cea mai reușită. Deci, gong! Pardon, mă scuzați, nu gong. Teatrul Shakespearean începea cu trei lovituri de baston. Un moment să ne uităm în dicționar. Deci, baston sau toiac sau măciucă sau bâtă sau cârjă sau ciomag sau joardă. Deci, trei lovituri de joardă. Stăpânul meu, Otelo! Grăiește, Iago, dragă, sau iubitule, sau scumpule, sau prietene, sau neică! De-o vreme, Desdemona, îți ia iubirea în șagă, în glumă, în snoavă, în satiră și umor. Ce vrei să spui cu aceasta? Grăiește, căci te tai! Atenție la Casio! Culumul ăsta, ce-ai? De tei, sau de sunătoare, sau de coada șoricelului, sau de cătină? Ești mânios, stăpâne, dar am o întrebare. Batistelor stăpânei făcuși numărătoare? Socoteală? Evidență? Inventar? Nu văd ce vrei a spune. Trădat ești în amor. Te minte, Desdemona, și ești nepăsător. Impasibil. Insensibil. De lemn tănase? Da. De nu mi-aduci dovadă, cuvântul ți-e în zadar. Degeaba, de pomană, pe gratis. Să-i cer înapoi, Batista, de tine dată în dar. Cadou. Donație. Peșcheș. Ce mi-auzi auzul? Îmi dete soarta șah. Nu pot să cred aceasta. E dureros. Sau of of. Sau vai vai. Sau văleleu, văleleu. De capul meu. Iubitul meu, Otelo. Ce ai privirea tristă? Termină cu privirea. Vorbește-mi de Batistă. Sau cârpă, sau năframă, sau zdreanță, sau șlenger. Ce e șlenger, dragă? Nu știu, dar scrie aici în dicționar.
la pagina 64, 64, regionalism, se șterge cu șlengherul la nas. Ce să mai, ce nu mă mai întrerupe, te rog. Mă rog, mă bănuiești, Otelo. Nu știi a mea deviză, nu minte niciodată o fică de marchiză. Sau verandă, pridvor, cerdac, prispă. Atunci să-mi dai Batista! Pierdută e, mă tem. Lui Casio i-ai dat-o și de durere gem! Majun, marmeladă, peltea, șerbet, povitlă. Ce e povitlă? Nu știu, dragă, nu știu, dar scrie în dicționarul de silogisme. Sinonime. Mă rog, sinonime, că m-ai înnebunit astăzi. 103. Regionalism se îndoapă cu povitlă. Hai, treci la loc și dă replica. Iubitule, mă crede! E numai o părere! Am să-ți alung durerea cu o dulce mângâiere. În smirdare, atingere cu mâna. Hands. În astfel de momente de mângâieri, nu-ți dornic, căci n-a ajuns Otelo un păcălit nevolnic. Slăbănog, moleu, nehotărât. Papă lapte. Da, papă lapte. Te-ai lăurit, Otelo, că ia acolo te minte. Iar un artist din umbră. Otelo, ia minte. Băgă de seamă, atenție, primejdie, 6. Batista, dă-i Batista, aceasta-i dovada. Am sute de Batiste, am să le aduc cu lada. 1200, brec, stare perfectă, aștept provincie. Ruginită, o vreau doar pe aceea, o știi tu bine care. Leșit! Sus, Dezdemona, ridică-te în picioare. Saltă. Hai, hopa sus. Eu sunt nevinovată, dar cel viclean se vâră și intriga țățese cu o mârșavă pâră. Sesizare, reclamație, turnătorie, anonim. Îți cer din nou, Batista, onoarea mea, o strigă, urlă, zbiară. Rage. E drept ce spune Iago? Păi este o intrigă, mașinațiune, uneltire, târnătorie, fitil. Șopârlă. Șopârlă? Această traducțiune a piesii ce-o jucăm atât e de sublimă că-i cazul s-o curmăm. S-o sfârșim. S-o isprăvim. S-o terminăm. S-o lăsăm baltă. Vedeți, doamnă Cleopatra, eu ca psiholog, Dorel, le spun mereu pacienților mei despre limita decentă a băuturii. Și care e limita asta? Să bei până o vezi frumoasă, nu până o cer de nevastă. Auzi? Tu nu te plictisești când ești singură? E, mă plictisesc, dar pe urmă treci. Totuși, altfel e când ești în doi, nu? E, evident nu se compară. Da. Mai vorbești, mai discuți. Nu? Bineînțeles. Că da, ai făcut om. Auzi? Dar tu cum ai ochii, mă? Nu, tu, dar de ce mă întrebi? Așa, de curiozitate. E albaștri. Dar mai bat în verde. Ia. Da, da. Bate în verde. Bate, bate. Nu mult, dar bate. Bate, bate. Da, da, da. Ia niște mititei. Așa, la botul calului. Ei, nu, nu, nu necest la ora asta. Păi de ce nu necest la ora asta? Că vine înapoi pe gât cu usturoi și nu... Ah. Da, o să iau măslină. Iau măslină. Auzi? Părinții tăi.
Ar avea ceva contra să te căsătorești? Dar de ce să aibă contra? Te întreb. Păi nu, se amestecă așa din principiu, că de când cu fratele care s-a căsătorit cu una peste capul lor și care nu era din localitate de domiciliu și... Și? Păi și ei nu i-au dat consimțământul și acum are și doi copii de școală și tata oricum nu vrea să o accepte, că nu vrea el să o accepte pe ea. Și atunci tata se zice că el nu se mai bagă în viața mea, că eu pot să mă căsătoresc cu Gengis Khan dacă... Cu cine? Nu știu, dragă, unul cu care zice el. Mai totuși eu aș vrea să-l cer consimțământul. Dar de ce dacă sunt majoră și legală? Pentru că eu am nevoie de consimțământul lor. Așa e frumos. Așa e corect. Ascultă la mine că eu te învăț de bine. Bine, o să-i cer lui mama, că ea mi l-a mai dat odată, dar pe mine nu m-a interesat. Persoana. A. Auzi? Dar ei vrea să-ți facă nuntă? Mama. Căci că ea o fată are și că de ce să nu-i fac? Mă rog, dacă ei vrea nuntă, eu n-am nimic împotrivă, dar să știi că nu chemăm decât obligațiile. Auzi? Dar tu vrei rochie de mireasă? Ce? Păi aș vrea să mă vadă și pe mine localitatea. Mă rog, dacă ții neapărat. Dar nu luăm rochie nou, nu? A, nu, nici vorbă, că închiriez una de aici, de pe Lipscani. Și poți să iei și tu costum negru, dacă vrei. Păi ce, am eu unul albastru de cam gard nou, l-am purtat de 5 ori. Ce, albastru nu merge? E, dar de ce să nu meargă? La noi s-a căsătorit unul în gri și ce menaj fericitare. Ce, culoarea contează? Ne. Contează... Auzi? Ce zi e azi, mă? Păi să tot fie marți. Da? Păi atunci până sâmbătă să terminați cu pregătirile. Duminică facem nuntă. Vezi că eu aduc echipă de la TVR-ul să filmeze. Păi ce credeți voi? Ia, la mulți ani. La câteva minute după decolarea de pe Otopeni, pe direcția Cluj a zborului A-666, se aude vocea calmă a capitanului. Doamnelor și domnilor, vă vorbește comandantul aeronavei. Vă invităm să vă așezați confortabil și să vă relaxați. Am ajuns la înălțimea corespunzătoare, iar condițiile meteo sunt excelente, iar viteze... A, nu, Doamne Dumnezeule! Prin difuzoarele avionului se aude un zgomot sec și apoi liniște. Pasagerii rămân încremeniți pe locurile lor și nimeni nu mai mișcă. Apoi se instalează panica. După câteva momente, comandantul se adresează din nou pasagerilor. Doamnelor și domnilor, vă rog să mă iertați, dar din greșeală am vărsat cafeaua fierbinte pe mine. Ar trebui să vedeți cum arată pantalonii mei în față. La care un pasager. Iar pe ei mei în spate. Ia uite ce sus suntem. Da. Încet. Gogule, eu zic că pe jos era mai sigur. Cum pe jos, mă? 400 de kilometri până la Cluj, plus serpentinile. Nu, Gogule, pe jos adică cu ceva. Să simt că stau pe ceva. Că scârții, că bâții, dar să mergem pe ceva, o ceva. Păi și aerul e ceva. Ce aer? A trăit cineva din aer? Eu nu vreau să fiu în aer. Păi gândește că alții zboară în cosmos. În cosmos, lor ce le pasă? Că ei sunt mulți, dar eu sunt puțin. Eu nu sufor nici golurile de aer. A, păi în privința asta n-ai nicio teamă. Un gol de aer se întâlnește doar așa la 10.000 de zboruri. Aha. Dragi pasageri, vă felicităm că participați la zborul numărul 10.000. Opa. Aoleu, tocmai la ăsta m-am nimerit. Nu-i nimic, lasă că ești asigurat. De-aia mi-e frică, că nevastă-mea e norocoasă. A câștigat la lotor, la loz în plic, la pronosport, la tombola întreprinderii. A, dar și mai rămăseți. Uși, mă, de aici. Aș vrea eu. Nu, orice îi spune tu, eu nu cred că hărăbaia asta se rămâi multe vreme în aer, în gol, sprijinită pe nimic. Cum pe nimic, mă? Păi tu n-ai învățat la școală că și aerul este tot materie. Da, dar eu am căzut la toate materiile. A, uite, mie îmi place cu avionul. Uite, stai așa frumos, întins pe spate, așa. Nu copii! Vă rugăm să vă puneți centurile de siguranță. Da. Ia uite, ce s-a întâmplat? Auzi, domnișoară? Da, vă rog. Dar
bretele de siguranță nu aveți? Încă nu s-au inventat. Mă miram eu. Da, Gugule, aș vrea să dau parașute. Păi ce să faci cu ea? Tot nu poți sări. Da, da, m-aș simți mai în siguranță cu ceva în spinare. Păi da, să-ți dea un rucsac. Sau doi pumni. Mă, lasă-mă, eu nu înțeleg de ce ți-e frică ție. Tu nu te uiți aici, că asta este o mașină puternică, mă. Uite, are motoare, are aripi. Are coadă. Dar coada la ce-i trebuie? Păi cum? Pentru viraje. Aha, când ia virajul, adică se bucură și dă din coadă. Băguia, dar ce fel de ceas o fi ăsta, frate? Uite, arată ora 2500. Asta e altitudine. Asta e, adică altitudine față de om? Nu, față de pământ. Băguia, auzi, aici nu s-o fie aplicând principiul ăla al Arhimedei, cu un corp scufundat. Ia uite ce corp are stewardesa. Lasă-mă, nu te mai gândi la ea. A, nu te mai gândi, dar pe ce, parcă poți să nu te gândești? Dacă îl vedea Arhimedei, făcea altă lege. Auzi, bă bune, câte montoare are? Avionul? A. 3. De ce acum te uiți? Și dacă se oprește un motor? Păi merge cu două. Și dacă se mai oprește unul? Păi merge cu unul. Și dacă ferească sfătușea lasă? Hai mă, nu mai fi așa fricos, că nu rămânem noi în aer. Aoleu. Apropo de sketch-ul de mai devreme și de glumele care circulă printre stewardese la mare înălțime, tu știi cum obțin oltenii lapte praf? A, normal, aruncă vaca din avion. Bravo, ești angajat. Spune, mă, ne poate, mă. Bă, când ți-o-i povesti ce mi s-a întâmplat, auzi, nu o să mă crezi. Nu o să crezi, mă. Iată, acum un an de zile, plec eu de la... Tot așa în ajun de anul nou, plec de la Băileș, la București, la un proces, că eram martor la un proces, la unul alucal, alb, care se bătuse cu stănica lui Trifoi, pentru Leana lui Știrbu, știi? Văr din fras cu Ion. Cu Ion, mă, care o ține pe alu Cocoșel, care e vară de-a treia cu nevastă mea, cu Veta de-a, așa. Plec eu la București, că ei se judecă de vreo 2 ani. Și dacă se mutară amândoi la București, mutară și procesul după ei, știi? Și acum dintre toți eu sunt al mai câștigat, că sunt toată ziua pe drumuri. Că îmi spuse și judecătorul, zice, dacă nu te prezinți la proces, plătești amendă, auzi? Plătești amendă. Că avea dreptate Veta când îmi zise, mă, Mărine, 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 dracu te puse să te uiți la ei, mă, că se bătură. Că tu plecase după sare la comparativă, că se stricare și murăturile. Că până s-a ajuns la comparativă, să-ți fârși sarea, să închisă comparativa, intră în inventar, pe urmă intră și Gica lui Ciupeală, responsabilul doi. Intră și el în pușcărie și să stricare gogonelele. Așa, și plec eu. Da, și la Craiova, când ajung, mă întâlnesc cu Fănica lui Zăpăcitu. Și mă neamărine, te duci la București, mă, te duci la București? Aha, zic eu, mă duc. Și când pleci? Păi când să plec, zic eu. Mâine seară, că mai stau pe aici pe la Vărul. Bă, zice, uite ce mă gândi eu. Îți plătesc eu diferența, auzi, dar pleacă astăzi cu aeroplanul. Că e mâine ziua lui Nașu și așteaptă ceva de la mine. Așteaptă el ceva de la mine. Bă, stătui eu, mă gândi, mă suci. Mă zic, ia să mă duc eu, mă, că tot nu fusei cu aeroplanul, mă, ia să mă duc. Mai ales că îmi spusă Fănică, îmi spusă băiatul. Bă, Mărine, în 50 de minute ești la București, auzi, ne poate, niciun ceas întreg. Gata, bă, zici și făcut, mă, o să-i la aeroport. Dar zice Fănică, mă, neamărine, zice, ia și curca asta, că e ziua lui Nașu, să-i o duci. Dai grijă cu ea în aeroplan să nu te vadă că nu e voie. Bă, dacă nu e voie, cum s-o duc, mă, dacă nu e voie? O, bă, și matale sub dolman, zici. Bag-o sub dolman. Bă, zici și făcut, 50 de minute nu o fi foc, o stai, știi? Luai curca, o bălgai sub dolman, mă suie în aeroplan și mă așezai lângă geam, să mă uit și eu pe afară, știi? Stau lângă geam acolo. Bă, nepoate, mă, când începură să uruie motoarele, bă, când începură să uruie, să făcu curca mică, mică și băgă capul sub aripă, hopa, zic eu că am noroc, să sperie și stă cu minte. Bă, și când o rupse avionul la fugă, auzi? Când o rupse la fugă, fugi el, ce fugi, mă simțeam greu, așa, știi, dar odată mă ușurai, odată îmi fu ușor. Când mă uit pe geam, pământul câși, auzi, cam într-o dungă pământul. Halal de tine, Mărine, zic, te văzut și în aeroplan. Mă, când îi spune lui Veta, rămâne cu gura căscată aia. Rămâne cu gura căscată. Dar uitai să spui, înainte să plecăm, veni la noi o fată frumoasă, mă, cu niște oi negri, negri ca tăciunele, cu o tavă și îmi dă-te o bomboană. Păi ce să fac cu ea, zic? Ia-o și mănânc-o, că-ți troznesc urechile. Mie, păi de ce?
Zice, din cauza de diferență de presiune. Mă, zic, așa o fi. Și de tăi să plătesc bomboana, știi? Zice, nu se poate că e în prețul biletului. Auzi, bă, mare minune la aeroplan, bă, mare minune. Bă, la trinte duci, ai biletul rezervat și îl găsești ocupat și de bomboane, nici gând de bomboane. Bomboane nici vorbă. Așa, el lua o bomboană, o desfăcui de foiță, când s-o bag în gură, hap, a dracu curcă, nu lua bomboana, mă, mâncă bomboana, mă. Ce mă fac eu acum, mă, zic, ce mă fac eu acum, dacă mi-o trosni urechile? Să vezi ce fac cu tine, să-i la curcă, știi, să vezi ce fac cu tine dacă mi-o trosni urechile. Eh, plecară, mă, știi cum se vede de sus, bă, să văd casele mici, mici, oameni așa ca niște furnici, ca niște furnici, dar mi-era cald, dolmanul gros, ținea și curca cald. Mă, zic, nu sta nimeni pe lângă mine, mă deschiai la dolman, să las curca slobodă, să mai răsuși o țâră, să nu o înnăbuș. Că să uita săraca, să uita într-o dodie, așa la mine, cu gura căscată și cu limba afară. E, zic, mâncași dulce, acu ți-o fi sete, mai rabdă și tu că nu o fi foc, acu și că ajungem. Gata, zice, pregătiți-vă, aterizăm la București peste câteva minute, legați centurile, băgai curca la loc, închisei dolmanul, pusei cureaua aia, știi. Dar veni fata, zice, nu e bine, lăsați-mă pe mine. Mă, și când zbuci o dată de acurea, zic, hai că s-a dus friptura luna și rufănică, știi? E, ne învârtirăm noi, ba pe o parte, ba pe alta, ne mai învârtirăm o dată. Auzi, mă, adreacu curcă, început să mă ciugurească de nasuri la nădragi. Mă, zic, ce fac eu cu asta, mă, fac de râsul lumea ce la București, ca nădragii după mine. Și de te-i una de-o mai potoli, știi? O mai potoli. Fata zice, nu ne primește la București, că e ceață, merge la Constanța. Îu, Doamne, ia, mă, cum să merge la Constanța? Auzi, domnișoară, ce te rog, dă și mie, mai dăm niște bomboane, știi? Eu cu gândul la curcă să-i dau să mai potoli, să mă las în pace, știi? Și unde te fac, un pumn? E, până la Constanța, un dopai, că mă și gândeam, mă, de nu eu ieși lu ăsta potroacele dulci, să-mi tai mie gâtul, ies potroacele dulci jos. Ajunseră la Constanța, zice, stăm aceea, stăm aci și așteptăm până ne primește București. Mă, de tine jos acolo, sala aia acolo, beui o țigare, mai beui una, mă, zic, ia să-i dau eu la curcă să bea apă, să nu-i se aplece de le bomboane, știi? Mă, duc să-i cu ea într-un loc acolo, așa, și de tine eu să bea apă. Beui ea ce beu. Când ieși afară, sala pustie, dar unul zice, ce faci, bă, nene, bă, că-ți pleacă aeroplanul, bă, fugi repede că-ți pleacă aeroplanul. Plecă, mă, auzi. Și plecă. Rămăsai cu curca în Constanța. Bă, ce să fac eu Constanța, ce, mă, că procesul meu e la București. Și ziua lui nașul lui Fane, tot la București. Dar fusei noroc, că cunoscui pe unul după vorbă, că e după la noi. Știi, și mă lăsai la el. Mă, neică, zic, de unde ești? De pământ. Păi, ce, la Catane, zice el. Oh, păi, și eu sunt la Băilești. Păi și ce faci pe aici? Pe dracu, zic, ce să faci? Și-i spus, ai tărășenie. Lasă, zice el, că ai noroc că e te pleacă cu un aeroplan nemțesc care se duce la Paris, dar dă și pe la București. Vorbesc eu cu ei să te ia. E, vorbi el cu cine vorbi și mă rog, când mă sui aici în avion, mă veni la mine o nemțoaică, bă, frumoasă, mă, bălană, deci că e făcută din frișcă, auzi? Din frișcă, așa, bălană. Veni cu bomboana, știi? Să-mi dea bomboana. Dar dracu curcă, hap, mi-o luat și pe asta. Bă, când văzut nemțoaica să sperie, căzut tava din mână, ce mai? Căzura bomboanele pe jos. Dar pe urmă veni lângă mine. Veni lângă mine și îmi dopă curca lui Fane, auzi? Eu îmi dopă cu ciocolată, cu bomboane. Bă, zic, dacă s-o mai face ăsta potroace acre, să nu zici mie, Mărin, auzi? Să nu zici Mărin. Dar nemțoaica zice, șon, zărșon. A, zic eu, curcă, curcă. Ia, șon. Nu, zic, curcă, e curcă. Ce șoșon? De unde șoșon? Ia șor, zice, e șoșon, așa eu zice la curcă pe nemțești. Ei, ajunseră aici la București, mă dătui jos, auzi, mă, nepoate, dar nu scăpam de nemțoaică, bă, nu scăpam de ea. Mă mângăia curca, o mângăia, o pupa, eu mă uitai, mă vede vreunul de la Băilești, mă spune lui Veta de nu mă spală toată apa jurului, auzi, toată apa jurului nu mă spală. Dar până la urmă plecă nemțoaică. Plecă nemțoaică, dacă plecă ea, stai să mă uiți, bă, după aeroplan, zic, să vă cum plec. Bă, nepoate, bă, să vezi drăcie, mă, când era aeroplanul așa în aer, mă, când se zmuci odată curca și-o lua la zbor după aeroplan și du-să-pu, auzi, du-să-pu. Gata, zic, zburară potroacele lui nașul, lui Fănica, lui Zăpăcitul. Să du-să-ră. Mă, ne poate bag seama să spurca să curca la bomboane, auzi? Să spurca să la bomboane, că altfel nu-mi dau seama ce să pot cu ea. Ce să pot cu ea? Piesa-i gata, trag cortina. Haide, nu te mai codi. Dacă v-au plăcut bufonii, mai poftiți și în altă zi. Adică vineri, săptămâna viitoare. La aceeași oră. La o nouă ediție. Gala umorului.